Doamnă și domnule, bine v-a regăsit! Bine v-a regăsit, musai să povestim despre ce am mai povestit. Știți că m-ați acum câteva seri, că bă, o să vedeți că înainte de campanie electorală va începe iarăși zoaia aia comunicațională, cum să-i zic eu ca să fie mai pe domnește, în care se vor găsi brusc vinovații pentru toate relele. Și de obicei, noi avem vinovați de serviciu. Prima dată au fost intelectualii. Amintește-ți că, nu-i așa, Iliescu mulțumea minerilor că au venit să scape Bucureștiul de panseluțe, de intelectuali. După tot Iliescu ne-a speriat că vin minerii, vin moșierii, ne speria metodic. După aia a început o nebunie cu maghiarii. Și de ce se vede că-i jucată? Dacă într-adevăr erau speriați, cum erau și semidocți, ar fi putut să zică că din anii 90. Speriați fiind de Târgu Mureșul Negru, și l-a făcut tot de fosta securitate, cumva trebuiau să-și facă și ei o instituție și să-i spună altfel decât securitate, SRI-ul de pe vremuri, al Măgureanu. Dar n-au avut nicio emoție cu Târgu Mureșul. Au început direct cu minerii, după au început cu moșierii. La un moment dat și-au dat seama că lumea a început să citească și atunci, cum să zici că moșierii erau răi, când cei mai mulți dintre ei erau foarte gospodari și care și-au făcut moșiile din moș strămoș, luptând împotriva vrăjmașului, turcului, tătarului, etc. Și recompensați fiind de domnii țării. Așa au ajuns majoritatea boierii. Nu mai mers. Și atunci au început să găsească, bă, niște vecini. Acum, cu rușii nu se puteau băga din prima, pentru că era totuși tovarășul Ion Iliescu, cel care a semnat în 91 tratatul cu URSS-ul, în care spunea, dom'le, noi nu intrăm în NATO, nici în Uniunea Europeană. Noroc că a căzut URSS-ul și acum putem fi și în NATO și în Uniunea Europeană. Cu sârbii avem noi o mitologie, un fel de mitologie, că vai ce prieteni suntem noi cu sârbii. Dar dacă te duci un pic în anii 60, 50-60, o să vezi că erau cam dușmanii noștri de moarte, adică făceau o grămadă de lucruri aiurea pe la granițe. Și o știu asta de la tatăl meu, care a fost în armată, grănicer la Stamora Moravița, zicea, bă, oriunde trebuia să te trimite și era bine, numai la granița cu sârbii, că erau răi, ne trimiteau inclusiv caserole, le zicea la mișto. Atunci, cu păduchi și cu tot felul de aiure. Bun, trecem peste asta. Asta e istorică. Și atunci au găsit comunitatea maghiară. La comunitatea maghiară nu prea putut să găsească chestiuni factuale. Adică, bă, uite, bă, ce-au făcut ăia. Nu. Că dacă n-ai făcut o autostradă acolo, dacă o trebuie să faci drumurile numai după ce au venit 10 ani la rând prințul Charles și ai făcut și tu un drum de la Târgu Mureș la Tușnat, nu prea a avut cu ce să o rază. Și atunci au început să zică ei să se uite tot timpul și să facă din comunitatea maghiară o spaimă. Ceea ce este urât, urât, urât. Și atenție, urât, urât, în primul rând pentru noi, comunitatea română. Din Ardeal, dar și din alte părți. De ce? Mie nu poate să vină cineva, fie el ministru, că e din Ardeal, că e din Moldova, că sau din Muntenia, și să spună că băi române ardelene, tu ai probleme cu ungurii în Ardeal. Pentru că noi chiar nu avem probleme cu ungurii în Ardeal, așa cum niciun maghiar nu poate să spună, bă, noi avem probleme cu românii în Ardeal. Noi toți însă, și români, și maghiari din Ardeal, și români din Moldova, și români din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat sau Bucovina, avem probleme cu autoritățile statului român, care nu înțeleg pur și simplu un principiu de bază. Statul, indiferent cum s-o numi el, trebuie să fie un partener al cetățeanului și nu un stăpân. Statul trebuie să-mi simplifice mie viața, nu să-mi o complice. De ce? Pentru că eu plătesc statului, adică armatei de funcționari înalți, de demnitari, etc., 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 o grămadă de bani pentru ce? Măi, eu nu îți dau bani să pui tu steaguri de 3 decembrie. Pune 3, 4, 10 și gata. Nu îți dau bani ca să te duci în Zimbabwe, să ții tu acolo cuvântare despre tradițiile poporului român.
Nu-ți dau pentru asta. Dar pot să-ți dau și îți dau pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru școli, pentru agricultură, pentru cultură, pentru sport. Lucruri care deja sunt rarități la noi în România. O să arătă imediat cum a ajuns iarăși comunitatea maghiară, subiect de știri în România, și îți spun doar că este preludiu. Este, acum s-a deschis scena, s-a deschis cortina. O să vezi ce se va întâmpla de ziua armatei române în 25 octombrie, nu-i așa? O lăsăm așa cum e, 25 octombrie, da? Când, probabil, pe la Valea Uzului vor merge iar tinerii ultraortodoxi, cei care înțeleg ortodoxia nu ca pe o credință onorabilă ca toate credințele lumii, ci ca pe ideologie, și vor face tot posibilul să iasă un pic de scandal acolo, să-și certifice existența cu un pic de conflict diplomatic. Asta se va întâmpla și vă spun de acum. Așa cum v-am spus săptămâna trecută, că atenție, vine campanie electorală, autostrăzi nu s-au făcut, școli nu s-au făcut, spitale nu, irigații nu, vor începe băieții iarăși plăcuța aia ruginită cu ungurii care fac că drept că nu știu ce. O paranteză. Îmi spunea cineva astăzi, din Dâmbovița, da? Că domnule, noi suntem din Dâmbovița, suntem acolo așa cum suntem noi, cum sunt toți oamenii din lumea asta. Vrem și noi o viață mai bună. Dar până la Craiova, când mergem cu mașina, mergem ca în evul mediu. Încet, încet trecem în Banat, acolo deja este altă țară. Și făceau eu o paranteză, domnule, ne gândeam de ce acolo la Bănățeni se poate și la noi la Dâmbovița nu. Iar când trecem în Ungaria, în sfârșit, pe autostrăzi, suntem în altă lume. Pentru că traversezi Ungaria în 3 ore și jumătate. De ce? Că te duci pe autostradă. Ți-ai pus pilotul automat, dacă îl ai, și te-ai tot dus. E țara, probabil, cu cele mai puține blocaje pe autostradă, pentru că au atât de multe autostrăzi la un teritoriu atât de mic, încât nu știu pe cineva să fi prins blocaje. În afară de blocajele de la graniță, pentru că n-a fost în stare să intrăm în Schengen, și atunci trebuie să stea camionagii noștri săraci cu marfa câte 8 ore, câte 10 sau câte 2 zile. Da. Însă, realitatea din țara noastră este un pic mai dificilă. Și lucrurile ar trebui să fie mult mai simple pentru noi. Că mă cheamă Ion, că te cheamă Ioșca, că te cheamă Hans. Lucrurile ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, aceleași pentru toți. Adică, dacă sunt bune, să aplaudăm toți, dacă sunt rele, să amendăm toți. Și uite, mă uitam acum la Dăncilă. E principala făcătoare de știri. Zice Dăncilă că ar fi plecat în postul de comisar european, dar nu putea să lase partidul. Tu la ai, Doamne, mă gândeam, bă, eu cred că o zis la bâză. Știi? Că noi mai jucam din când în când fotbal când eram elevi, și ziceam, bă, m-a chemat la Maradona să mă antrenez cu el, dar nu mă duc, că-i departe și nu mi-a schimbat șosetele. Ceva în genul ăsta face și Madame Dăncilă. Dom'le, aș fi putut, mi-a făcut să mă duc acolo, comisar european, dar cum să las partidul? Pe mâna cui să las țara? Madame, un ochi râde, un ochi plânge. Că dacă plecai, scăpam de tine. Dar e adevărat, pe termen lung, s-ar fi putut să distruge Europa. Și atunci iară se întorcea, nu un val care să ne acopere, ci un tsunami. Oamenii ăștia, pur și simplu, neavând simțul ridicolului, crezând că destinul lor este o scroafă urcată în copac, bă, pur și simplu nu înțeleg. Eu sunt convins că n-au niciun sentiment al vinovăției. Un pic de șmecherială s-ar putea să aibă ca sentiment tovarășul Orlando, da? Dar eu sunt convins că Dăncilă nu are niciun sentiment al vinovăției și mai mult decât atât, ea crede că ea, Viorica Dăncilă, este destinul istoric al României moderne. Eu sunt convins că fata asta chiar crede că merită să fie prim-ministru. O bălmăjește, ea mai face câte o gafă, orice om este frică, prostii de astea, da? Dar ea, în adâncul sufletului, eu sunt convins că zice, da, am ajuns. Eu, aia care n-am intrat la liceu unde o trebuit, unde am vrut. N-am intrat la facultatea la care am vrut. Uite acolo, din scara 2, din blocul F, din Videle, am ajuns să conduc România. Sentimentul ăsta de Lenuța Ceaușescu îl găsești la o grămadă de oameni politici. Oamenii ăștia care își întorc frustrările împotriva propriei țări. Frustrările lor, alea de mici copii, care
cum să zic, ai mers la treapta întâi, ai văzut că n-ai intrat. Ai mers la treapta a doua, iar n-ai intrat unde e bun. La facultate, unde n-ai ba să intri? Du-te și tu unde să intre mai ușor. Și atunci frustrările alea s-au sedimentat, știi? Ca piatra la rinichi. Astăzi, șmecherașii ăștia din vârful PSD-ului, din vârful țării, practic, că sunt și la liberali o grămadă, da? Sunt, practic, pietrele la rinichii acestei țări. Și încet, încet ne vom bloca. România, Doamne, dă să greșesc, România, în mai puțin de un an de zile, este posibil să ajungă în următoarea situație. Degeaba înjurăm un partid sau alt partid, pentru că România va fi, în orice conjunctură, o mamă proastă pentru toți. Va fi o țară de netrăit. În momentul în care tu mărești pensii și salarii la stat din împrumuturi externe, în momentul în care tu ai depășit ca împrumut extern toată avuția națională, în momentul în care pedepsele se dau cu suspendare pentru corupție și cu executare pentru furt de flori din parcul central, da? Înseamnă că avem o mare problemă, tată. Eu mă uit acum destul de, nu știu cum să zic, a la lejer, știi? La nebunia asta cu moțiunea de cenzură. Eu cred că se transformă încet, încet într-o luptă pentru putere. Pe de o parte, n-ar vrea să piardă tovarășii de la PSD guvernarea. Că acolo sunt bani, tată, vine campania electorală, dăm un ban, fă așa, fă o tână arteziană, dăm bani de chefuri, de cum a făcut ăla la, nu știu ce, zilele comunei sau zilele orașului, 800 de milioane de lei vechi și a venit un singur spectator. Îți dai seama ce tare a fost ăla. Mai tare ca Michael Jackson, tată. Bă, să fac orașul pentru tine, unic pe spectator, un spectacol de 80.000 de lei, adică de 17.000 de euro, e tare, tată. Da? Și atunci, partea asta din PSD vrea guvernare. Mai este o parte din PSD care simte așa în vintre o teamă nelămurită. Bă, de unde dracu mai plătim noi pensii și salarii? Că deja luăm la cea mai mare dobândă din Europa bani împrumut. Gândește că Grecia se împrumută mult mai ieftin, de 4 ori mai ieftin decât noi. Ungaria la fel, Cehia la fel, Polonia la fel, toate țările din Uniunea Europeană se împrumută la cel puțin jumătate din dobândă la cât ne împrumutăm noi. Și atunci pesediștii ăștia se gândesc, bă, draculacu, parcă aș sacrifica partea aia de pomană electorală pe care o dau la primari, ca să-i las pe ăștia la guvernare, ca oricum când vine criza să fie obligați ei să taie și după noi să venim să spunem, ați văzut, noi dăm, ăștia iau. Asta se va întâmpla pentru că se mizează extrem de mult pe lipsa de memorie a tovarășului român. Se mizează extrem de mult pe lipsa de selecție în politică, tată. Astăzi a mai plecat un deputat de la PSD. Atenție! Intrat pe listele PMP-ului. Să fim foarte bine înțeleși. Știi cine era deputatul ăsta? Un fost pădurar care a făcut facultatea, noroc o mie revoluția s-a făcut la care intri ușor, la 42 de ani, tată. Atunci a făcut el facultate, la 42 de ani. În rest a fost pădurar. Și cum se plimba el prin pădure acolo, a zis, bă, dar păi dacă ursul are forță, dacă ghibolul are forță, dacă tăți au forță, eu cum să fac? De lucru nu prea place, dar pot să mă apuc de politică. Și atunci ai forța aia semnăturilor, forța SMS-ului prin care spui, bă, pune-l pe ăla director, bă. Băi, rade-l pe ăla de acolo că s-o schimba partidul. Înțelegi? E simplu pentru ei. E foarte simplu pentru ei. Problema fundamentală pentru noi este că nimeni nu comentează. Și ar trebui o dezbatere națională, tată. Și când zic dezbatere națională, nu înseamnă că vine Germa pe Facebook și mai intră Văsălică și mai intră Ioșca pe Facebook, nu. O dezbatere televizată, nu știu, non-stop. Mă, cât vreți să vă uitați, vă uitați acolo. În care să se pună cu o mare sinceritate toate chestiunile astea pe tapet. Pentru că, și de aici trebuie să pornească, România are cea mai mică cheltuială guvernamentală pentru educație din întreaga Uniune Europeană. Pe hârtie stăm bine, scrie în lege 6% din PIB, în realitate avem 2,8%. 2,8%
la 100% din PIB, în timp ce în lege scrie că e musai 6%. Și în timp ce noi avem cea mai mică cheltuială cu educația din Uniunea Europeană, avem însă și cele mai mari orgolii când e vorba de politicieni. Și aici o să iau din liber în teleorman.ro. Ăsta e un ziar, ăsta e un online la care chiar merită să vă abonați. Că e greu să ți-l aducă ziarul din Teleorman. Dar chiar poți să-l reții. Liber în teleorman.ro. Și ce scrie? Tată, când a venit doamna Dăncilă la Universitatea Valahia din Alexandria, sigur că n-ai auzit de ea, da? Prezența a fost obligatorie. Deci nu discutăm, nu contează că e agramată, nu contează că are mari probleme cu limba maternă, cu limba română, nu contează că simți pur și simplu uneori cum roșești în fața copilului când vorbește asta. Contează că dacă vorbește, toată lumea prezență obligatorie. Și atunci te întrebi, bă, până la urmă, cetățeanul român merită mai mult sau mai puțin trăind în România? Mie nu mi se pare că merită mai puțin decât merită un neamț, un francez sau oricare alt om din Europa asta civilizată, numind Uniunea Europeană. Nu mi se pare că ar trebui ca destinul meu să fie ăla mergând pe drumuri de pământ. N-ar trebui să-mi fie frică să intru într-un spital de stat. Nu intri cu o răceală și te ia cu de la morgă că ai făcut nu știu ce infecție nosocomială. N-ar trebui să fiu stresat că iarăși fiica mea nu are manuale și o trebuie să bată de librăriile să fac... Ne rugăm de tot felul de profesori, de foști profesori, de care cum mai știm și noi. Bă, nu știi pe cineva care are pe cineva la manuale. Cum? Că încă nu-s gata. Hai să le comandăm online. Da, dar încă nu s-o pus în... Nu poți să le comanzi online. Și atunci te duci și când apare online, faci ce-am făcut eu. Nu? Ce avem nevoie? Păi clasa 7-a nu are manuale. Fiica mea nu o să aibă manuale până în clasa 12-a, ți-o garantez. Da? Bun, nu a avut niciodată manuale. Și în clasa 7-a. Și atunci ei, când apare repede pe internet manualul, da? La minister, evident, te duci repede la un Xerox și faci de 2.730.000 de lei, adică 270 de lei și 30 de bani, da, cred că, Xerox. Că eu așa trebuie să fac pentru două manuale toată. Alea, apărut repede, bucuros, în sfârșit. Nu poți să nu-i le scoți color la copil, pentru că, știi, acolo poate să fie un lila și poate să fie un roz. Și alea ți apar, dacă le faci alb negru, ți apar în gri, un tonul de gri. Și dacă scrie acolo ce scrie la mulțimea literelor roz, ai pus-o și atunci faci color. Și atunci ai mai dat 270 de lei, da? 55 de euro sau cât o fi asta, pe două manuale. Adică nu cred că destinul nostru ar trebui să fie ăsta. Nu cred că destinul nostru ar trebui să fie tot timpul cu ochii la dușmani, la dușmani închipuiți, să vedem peste tot dușmani. Nu, tată. Dușmanii noștri suntem în primul rând. Noi înșine, în momentul în care am tras o flegmă pe stradă, am aruncat un ambalaj în șanț, da? Și băieții ăștia pe care îi votăm, care merg în Parlament și încep. Ce am promis noi? Am promis 8 spitale regionale. Fui, mamă, zi, de unde 8 spitale regionale? Bă, suntem obosiți, nu putem face 8 spitale regionale. Propun să ne mărim lefurile de 3 ori. Și ce am mai promis? Am mai promis, uai, dar câte am promis? Cel mai bine, ca să nu obosim, să ne punem și bani de chirii 1000 de euro. Și pentru că suntem gata obosiți, hai să ne punem 5000 de euro salariu, noi în Parlament. Și după aia când vin băieții să ne întrebe ăștia care ne-au votat, bă, ce ați făcut? O să găsim noi ceva, bă, uite ungurii, bă, ce fac, bă, fii atent la ei, extraordinar, vor să fure Ardealul, stăriți la hotare, că noi suntem la buzunare. Asta se întâmplă. Ori în Europa civilizată, 1. Toate culturile sunt egale. 2. Nimeni nu-și pune problema să fie furios că altcineva vorbește sau visează în altă limbă. 3. Nimeni nu se înfurie că unul merge la o biserică duminica și altul merge la altă biserică. Noi încă nu le înțelegem asta pentru că noi, de fapt, nu suntem în Uniunea Europeană. Noi am rămas tot în Imperiul Otoman. Da? De iure, sigur, s-au scris, s-au făcut ștampile rotunde, s-au semnat acte, s-au strâns mâini, s-au tăiat panglici, sigur că suntem acolo în Uniunea Europeană, aia de lumea treia. Dar de ce? Pentru că acolo
suntem noi pricepuți să fim. Nu că am vrea, nu că am vrea. Dar acolo ne pricepem noi să fim. Acolo, până acolo știm noi să ne cățărăm pe propria muncă. Da? Uite ce se întâmplă, tată. Vine moțiunea de cenzură, da? Și cu 3 zile înainte vine Veorica și anunță: domnule, pai, vă dau la bandă, n-aveți ce duce. Sigur vă răzgândiți. Sigur vă răzgândiți, pentru că eu sunt Veorica Lipicioasa din Videle. Ori bă, în momentul când ai chestii de genul ăsta, eu sunt obligat să-mi pun tot felul de întrebări. De unde vin banii ăia? PNDL-ul ăla pentru fântâne arteziene și de-astea. Poate vreun domn din guvern să-mi comenteze știrea asta? Bă, tată, știrea adevărată, tată. Amnistie fiscală pentru familia Ciorbea. Aveau sute de mii de lei. Da? Adică miliarde. Li s-a șters 70% pentru că, știți, Ciorbea are pensie mică, vreo 300 de milioane de lei pe lună și nu poate rezista presiunii, pentru că el este un tip care gândește. Sigur că s-a descurcat. Da? Dar nu se discută despre asta. Nu. Băieții vin iarăși, așa cum v-am spus la începutul emisiunii. Ia uite aici. În loc să fie interesat băiatul ăsta din Târgu Mureș, care probabil e trist, că e foarte trist să n-ai bunici aproape, trebuie să treci Carpații, tot felul de chestii, să stai tu de 1 noiembrie când în Ardeal e ziua morților, să nu poți să mergi să aprinzi o lumânare la strămoșii tăi, numai pentru că nu s-ai aici în Ardeal. E greu, dar ăștia sunt cei mai vehemenți, tată. Ăștia apără Ardealul de unguri, o vin ei repede, repede, cu gândul ăsta că mă, nu contează ce face, ne băgăm în politică și apărăm Ardealul de unguri. Să vii să-mi spui despre Ungaria care face ce? Tată! Păi să vedem ce face Ungaria și de ce e așa de speriat domnul ăsta de la Târgu Mureș de Ungaria. Că bă, dacă e temă electorală, să știm și noi care e adevărul. Și este speriat de ce? Pentru că Ungaria extinde programul ăla de ajutorare pentru fermieri și în vestul României. Bă, mă, băiete, ăsta este un motiv? Păi dacă mi-amintesc bine, și România are program de ajutorare, bine, mai puțin, că pe guvernantul român îl cam doare în șpiț de românul de peste granițe. Dar cine ajută? Moldova. Atâtica. Cât să ne dă la televizor. Da? Și nu zice nimeni că vai ce face România. Nu. Adică, bă, știi, este vorba aia românească, tată. Bă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Îi fain cum vin ăștia și spun să ajutăm Moldova, să facem, să dregem. Și când vine Ungaria și, atenție, ajută cu adevărat fermierii de la noi, urlă că uite bă ce fac ungurii. Programul ăsta al guvernului maghiar, ăsta ar trebui, tată, să fie dublat de un program al guvernului român. Uite, mie mi-ar plăcea foarte mult ca să avem niște parteneri. Doar Ungaria este și Bulgaria, da? Ungaria și Bulgaria sunt state ale Uniunii Europene vecine cu noi, da? Ce fain ar fi niște programe interțări, interregionale, cum vrei să le zici, în care pur și simplu fermierul din sud să colaboreze, să fie ajutat să colaboreze cu fermierul din Bulgaria, fermierul din vest să fie încurajat să colaboreze cu fermierul din Ungaria și încet, încet, dacă într-adevăr te interesează de Moldova, să faci un parteneriat adevărat. Nu șmecheria că, vai, am dus 200 de cărți și, vai, ce mare patriotă ziua. Am făcut podul de flori. Băiatule, între podul de flori și o autostradă este distanță imensă. Dacă vrei într-adevăr să ajuți Moldova, te duci și faci autostrăzi. Dar dacă vrei să o ajuți într-adevăr, nu faci autostrada către București, mânc cu sufletul, că acolo, ne place sau nu ne place, este raiul importurilor. Da? Raiul importurilor, pentru că așa s-a dezvoltat pe linia portului Constanța, unde într-adevăr vine probabil cea mai mare cantitate de importuri, și pe București, unde s-o grămadă firmulițe care importă din China de unde pot. Sigur, ăsta e comerțul. Da? Dar dacă vrei să ajuți Moldova, te duci spre vest. De ce?
Linia vestului înseamnă exportul și tu trebuie să aduci monedă în țară, nu să o exporți, să o dai din țară. Și atunci faci Chișinău, Iași, Târgu Mureș, Cluj, Budapesta, München, legi. Te legi la circuitul european al mărfurilor. Că până la urmă despre asta e vorba, băiete. Poți să mor de foame cu tricolorul pus pe buze și pe buca stângă și mândru că-s român. Atenție! Poți să fii mândru că ești român de la 3000 de kilometri de autostradă în sus. Poți fi mândru că ești român în momentul în care, domnule, toți elevii din țara asta au manualele pe masă. Atunci zic și eu, să trăiți, jos pălăria, sau le iau acolo, după caz. Dar nu spune că ești mândru că ești român numai pentru că vezi tu pericole că vine statul maghiar și ajută națiunea maghiară, care națiunea maghiară este și în Transilvania. Ei au cetățenie română, dar fac parte din națiunea maghiară. Exact cum ai noștri au cetățenie americană sau spaniolă și fac parte din națiunea română. De ce? Pentru că există valori, există niște moșteniri comune, există o memorie comună și există o istorie comună care ne leagă pe toți în străfunduri. Și dacă pe noi nu deranjează și suntem mândri că avem istoria comună cu cel care a plecat de 20 de ani în Spania sau cu ăla care e de 50 de ani în America, de ce să ne supărăm că și ungurul de aici are un trunc comun cu maghiarul din Budapesta? Eu asta nu înțeleg și multă lume se supără pe mine. Bă, iară ții partea ungurilor. Nu. Eu încerc doar să mă pun în pielea lui. Înțelegi? Adică, bă, cum aș simți eu dacă aș fi, nu știu, în altă țară și să mi se spună că, băi, să vorbești limba nu știu care, dar în același timp manualele ca să învăț limba îți dezastroase, în același timp mi se refuză orice drum asfaltat, așa cum s-a refuzat până acum vreo 12-13 ani în secuime. Undeva trebuie să ne unim. Unde ne unim? Îți spun eu unde ne unim. În aspirații și atitudini. Care sunt aspirațiile? Aspirațiile și ale mele, și alu Ianoș, și alu Popescu din București, și alu Vasilescu din Tulcea, sunt aceleași. Să meargă copilul la școală și să aibă o educație bună. Dacă se poate, să câștige bine în țară și să nu mă lase cu ochii în soare, stând la 80 de ani pe Skype, pe internet, să-mi văd nepoții. Da? Dacă mă duc la spital, să fiu sigur că nu ies din la morgă. Și dacă se poate, bă, dacă tot am o mașinuță, nu mă freca toată ziua să odată la 6 luni să-mi schimb planetarele că tu n-ai făcut autostrăzi. Eu sunt convins că de aici începe trunchiul comun în aspirații și atitudini. Și în momentul în care totul se normalizează, o să vezi cum generația care vine după noi, dacă va accesa tot ce înseamnă valoare europeană și prosperitate, o să vezi că va fi fericită să audă un Ciardaș, dacă îl cheamă Popescu, și va fi fericit, dacă îl cheamă Ianoș, să asculte, să vadă un dans al Călușanilor. Adică, în momentul în care te liniștești, nu mai ești sub asediu statului, sub asediu tuturor știrilor ăsta la care țaracă caracal și nu mai știu eu ce, da? Că se întâmplă, o să vezi că începi să fii mai bun, tată. Și o să înțelegi diversitatea. Și o să te bucuri foarte tare când vezi că deja se laudă românii și o fac pe bună dreptate. Bă, păi la noi la colindat în Spania, când merem grupe din la unul la altul românii, să vezi cum ies spaniolii la geam și ne aplaudă. Bă, băiatule, știi ce aplaudă? Diversitatea. De asta se bucură. Dar că noi înțelegem lucrurile astea care trebuie să funcționeze în țară, doar când plecăm din țară. Ăsta este adevărul. Trist adevăr. Da? Și mergem la Moldova. Și este un comentariu foarte fain al lui Mihai Chiper. Ce îi se pregătește Moldovei? Și zice el o chestie foarte faină. Ca să nu vorbim doar despre Ardeal. Zice, domnule, dacă regionalizarea, stai să-ți zic exact. Regionalizarea nu trebuie să fie o soluție extremă, tratamentul șoc pentru evitarea unui faliment al statului. Corect. Nu trebuie să fie o soluție extremă. Ea trebuie să vină natural. Nu poți regionaliza cum o regionalizat, între ghilimele, Stalin. Adică de spaima că dă statul faliment sau de spaima că nu-și mai poate controla teritoriul. Regionalizarea asta trebuie făcută încă 90. Ce e regionalizare? Băieți, avem prea multe comune și sate. N-avem ce face cu 3.000 de primari, 3.250 de primari. Ce să fac cu ei?
Sunt primari care stau la sate de 700 de locuitori, din care 80% sunt pensionari. Tată, comasează frumos. Tot dau exemplu Olandei. Îți dai seama, Olanda, o țară prosperă. Tot timpul, o țară prosperă după război, da? Și din 392 de municipalități, așa se numesc la ei, da? Au rămas cu 92. 92, tată, sub 100. Și au avut curajul că au zis, băieți, statul a devenit prea scump pentru cetățean. Nu că am ceva cu ăla, că nu mai vreau să fie primar, cu ăla, că nu mai vreau să fiu consilier. Nu. Statul este mult prea scump pentru cetățean. Bă, tată, atunci ce să vorbesc de statul român, care ține 3250 de consilieri, de primari. Dar pune cel puțin 10, dacă nu 20 de consilieri la fiecare. Și o să ajungi la o cifră de vreo 50.000 de consilieri. Mai pune și cel puțin o secretară, mai pune și o să vezi că există o armată de oameni care pur și simplu nu au ce face în țara asta. Și atunci, în loc de 3250 de localități, vreau să am 800, tată. Comasăm. De ce să am 41 de județe? Ca să am 41 de prim-secretari care stau și tăți manevrează cum să ia bani de la guvern? Nu! Mă, băiete, dar tu ai un avantaj imens. Tu gândește că ai Moldova, ai Bucovina, ai Transilvania, ai Banatul, ai Oltenia, ai Dobrogea. Bă, bă, ți le-a dat istoria mură în gură. Sunt regiuni cu identitate. Regiuni care pot să atragă prin identitatea lor și prin ceea ce știu să facă, o Moldova gastronomică, un circuit gastronomic în Moldova, poate să-ți atragă turiști. Și turistul ce face? Vine și să aduce bani. Nu mai vorbim de Bucovina și Maramureș în turism. Dar despre asta se vorbește ori de Crăciun, ori de Paște. Când merg politicienii să-și taie mielul sau să mânce porcul. Transilvania nu mai vorbim. Este cea mai cunoscută regiune de pe glob. De la Bram Stoker, de la Hollywood, de la Bela Lugosi, de la cine vrei tu, de la Dracula. Asta este. Transilvania și Alaska. Cam astea sunt alea care se bat sus în topul notorietății. De ani de zile apar în Lonely Planet și în toate astea de turism, bă, apare Transilvania pe primul loc ca destinație turistică. Și noi zicem, da, da, vrei să zicem Transilvania că regiunea de centru și regiunea de nord-vest. Ai Banatul, tată. Ai Crișana. Cât știu din Oradea că în Crișana, în Oradea, sunt înmormântate 7 capete încoronate, tată. Ați citit în vreun manual de istoria asta? Nu, nicac da. Și corbul zise, nicac da. Nu se citește. Nu cumva să avem mândrii locale și regionale. Mândria trebuie să fie națională, cu ștampilă de la partid și de la guvern. Ai Oltenia, tată. Ai Oltenia care e cu o bijuterie. Dacă, sau ar fi o bijuterie, dacă nu și-ar bate joc tot felul de politruci de Olten. Numai culele oltenești. Poți să faci o legătură senzațională. Culă, limba turcă, înseamnă turn. Și poți să faci o nebunie. Nu? Poți să faci din Banat, care are o diversitate etnoculturală senzațională. Nu? Poți să faci din Muntenia, poți să faci inclusiv din București. Acel București aproape mistic, acel București de eu zic Bucureștiul de seară, Bucureștiul înserat, Bucureștiul de șosea, când ies doamnele și domnii la plimbare pe răcoare sau merg la o crâjmă de aia în care scântă nu știu cine sau îl ascultai pe Dinică cu Ștefan Iordache cântând la o masă. Da? Ai Dobrogea. Ai tot, ți-o dat istoria, uite așa, ură în gură. Și tu îți bagi joc de ele. De ce îți bagi joc de ele? Pentru că n-ai fost la școală, tovarășul politician român. Pentru că ai fost crescut în familie cu tot felul de spaime. Pentru că n-ai fost în stare să pui mâna pe carte și să vezi potențialul acestei țări, care chiar e bestială, tată. Ăsta e baiul cel mai mare. Da? Ori, revenind la editorial, ce îi se mai pregătește Moldovei? Nimic nu îi se pregătește. Îi se pregătesc, așa cum fac ăștia de 150 de ani, seturi de promisiuni. Facem autostrada, o să vă reglăm acolo. Dragnea vedea, vă dăm 20.000 de lei la fiecare moldovean. Bă, tată, Moldova chiar nu merită chestia asta. Bă, măcar pentru vinul ăla de codnari. Și tot ar trebui să, ca politician, să înțelegi ceva din ce înseamnă Moldova. Măcar pentru poale în brâu. Măcar pentru sărmăluțele aia pe care le fac moldovencele. Și tot a trebuit tu, politicianul român, să pricep ceva. N-ai cum să pricep dacă nu ești la școală, tată. Nu ai cum să pricep, dar vei lăsa, din păcate,
generației care vine, un dezastru total. Un dezastru total, o să caut titlul aici, o să-l găsesc imediat și ți-l dau, ca să vezi ce o să facă ăștia. Știi, probabil nicio țară nu merită chestia asta, dar ei o să o fac. Ia uite aici. Da? Ăsta e titlul. Satele României vor dispărea în cel mult 40 de ani. Ni se datorează chestia asta generației noastre. Adică nouă, ălora de după Revoluție. Ălora care am crezut că libertatea e un fel de, mai ții minte, un suc la dozator, dar dacă se poate de la, ce culoare avea? Turcoaz. Astea erau reperele libertății în 90. Sucul la turcoaz, la dozator, Asos, și cred că mai erau bananele la liber. Atât. Sigur că exista și alternativă. Cioran, se scosese atunci schimbarea la fața României. Eliade, o mulțime de oameni de ăștia de la care am fi avut ce învăța. Dar noi eram prea ocupați cu democrația. Nu să o învățăm. Era să zic ceva. Să facem ceva pe ea. Ne vedem și mâine.